M-a surprins cumva neplăcut și reacția Antoniei odată ce s-au aflat noile vești și noul regulament și erau foarte agitate spiritele acolo în jurul ei. A izbucnit efectiv în plâns, spunea că nu mai poate, nu mai poate. Nu mă rog, cred că ați văzut cu toții reacția ei și la început cred că lumea a crezut că glumește sau că... Râde, inclusiv Cristian era așa, cu zâmbetul pe buze, râdea, credea că se amuză sau că face o glumă pe seama acestui lucru, nu că într-adevăr a izbucnit în plâns. E o reacție destul de ciudată din, din partea ei. Cum nu știu, ea susține că a înțeles greșit regulamentul și acum a doua zi în live ați văzut părea foarte bine, însă continuu să mă surprindă și să aibă reacții din acestea ciudate în casă și Mă rog, am văzut că se tot scrie și în online că n-ar fi în regulă din toate punctele de vedere și că nu-i face bine această revenire în casă. Într-adevăr, dacă cumva avea nevoie de un anumit tratament în afara casei și de o consultație de specialitate, cu siguranță nu-i face bine să fie aici închisă în casă în continuare.